Un român din Canada deține secretul câștigurilor la loto. În urmă cu câteva zile, Ion Rădulescu, momentan șomer, a câștigat 70.000 de dolari canadieni. Este însă pentru a treia oară când românul pune mâna pe bani frumoși, ghicind numerele câștigătoare ale loteriei din Ontario. Totul a început în 2007, când românul a câștigat aproape 120.000 de dolari canadieni, iar în 2008 a primit pe numerele pe care le-a ghicit 50.000 de dolari.